Cel puțin 4 explozii s-au produs joi seara într-o zonă din apropierea principalului aeroport militar rusesc din peninsula Crimeea, Belbek, situat la nord de Sevastopol. Între timp, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că Rusia trebuie să permită accesul specialiștilor la centrala nucleară de la Zaporojie și să-și retragă imediat trupele de pe teritoriul centralei. Între timp, rușii ar fi instalat pe scena de concerte a filarmonicii din Mariupol cuști din fier în care vor fi judecați foști luptători ucraineni de la Avzostal, se arată într-un raport al Serviciului Secret al Ministerului Ucrainean al Apărării, iar autoritățile ruse ar planifica să înceapă procesul luptătorilor de la Avzostal chiar de ziua independenței Ucrainei pe 24 august, susține Direcția de Informații Secrete, care a publicat și două fotografii care arată cuștile pregătite pentru prizonierii de război. La câteva luni de la retragerea rușilor din Bucea au început înmormântările victimilor care nu au putut fi identificate. Acum două zile au fost îngropate 21 de cadavre. Nu au nume, iar pe cruce este consemnat doar numărul de înregistrare primit la morgă. Înainte de a fi îngropate, le-au fost prelevate probe ADN. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a afirmat joi seara că pacea cu Rusia nu este posibilă atât timp cât trupele ruse sunt pe teritoriul ucrainean, sugerând că mai întâi trebuie să retragă armata rusă pentru a exista perspective de negocieri. Liderul de la Kiev cere comunității internaționale o poziție fermă cu privire la pseudo-referendumurile planificate de Rusia pe teritoriul ocupat. Orice pseudo-referendum va fi o palmă peste fața comunității internaționale. Mai mult, nu există obstacole obiective care să împiedice misiunea Agenției Atomice să ajungă la centrala nucleară Zaporojie. Astăzi, domnul Guterres și cu mine am discutat despre parametrii acestei misiuni și despre faptul că poate ajunge la uzina foarte repede și destul de sigur într-un mod legal prin teritoriul liber al statului nostru. Serviciul de Securitate al Ucrainei a reușit să identifice un spion al Rusiei care era angajat în cadrul Radei Supreme. Acesta avea misiunea de a raporta tot ceea ce se întâmplă în Parlamentul țării.